Bugetul se votează, e intră acum în discuția Parlamentului, în condițiile negociate de noi cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, adică ne ținem de cuvânt și așa e normal. Și se va vota în toate datele sale, repet, negociate de guvern cu instituțiile internaționale. După care, sigur, va pleca la președinte, o să vedem dacă pentru prima dată în 24 de ani președintele nu va promulga bugetul, nu vreau să anticipez. În rest, avem capacitatea de a ține lucrurile din punct de vedere financiar și bugetar în mână și o să trecem și peste această criză. O precizare, domnule Ponta. Vă rog, doamnă. În buget va rămâne și acel articol care prevede că încasările din accize se constituie ca venituri la stat și vor merge la infrastructură sau autostrăzi? Sigur că da, este prevăzut foarte clar bugetul departamentului pentru marile proiecte în care intră CNADNR-ul. Iar eu astăzi la ora 12 în fața grupurilor USL, după care sigur voi merge cu mare plăcere și la celelalte grupuri parlamentare, dacă doresc, voi prezenta strategia de investiții pentru autostrăzi, ce avem acum în lucru și ce începem în 2014. Domnule premier, cum vă explicați faptul că președintele refuză să semneze memorandumul, însă a semnat scrisoarea de intenție cu Fondul Monetar? Nu doar scrisoarea, a semnat toate celelalte documente până acum. Pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Președintele practic vrea să șantajeze Parlamentul și Guvernul ca să nu mai facem comisia privind terenurile de la Călăraș. E un mod extrem de individualist și egoist de a face politică și de a-ți folosi funcția. Dacă conducerea Parlamentului va considera că e util să cedeze la acest șantaj, eu unul nu sunt de părere că putem accepta ideea că hai să nu mai facem comisia cu terenurile domnului Băsescu ca să ne promulge bugetul. Nu, cred că sunt lucruri total diferite și cred că modul ăsta, repet, de a-ți folosi funcția pentru un interes personal este probabil cel mai urât lucru făcut de domnul Băsescu în funcția de președinte. Poftiți? În acest context, după cum știți foarte bine, nu se poate trimite documentul pentru că e vorba de un acord internațional și conform Constituției, acordurile internaționale trebuie semnate și de președinte. După cum știți foarte bine, Fondul Monetar Internațional a anunțat că și-a anulat ședința bordului din luna decembrie în care trebuia să aprobe noua scrisoare de intenție și memorandumul. La un moment dat, după ce președintele acceptă ideea că trebuie să facem o comisie de anchetă, probabil că o semneze și ce nu avem niciun efect direct al acestei practic suspendare acordului cu FMI. O să vedem zilele următoare dacă sunt probleme pe cursul de schimb sau pe dobânzile pe care le plătește statul român. Singurul efect direct pe care îl avem este pierderea acelui top-up, acel 10% în plus pe care îl primim ca și cofinanțare de la Uniunea Europeană. Practic e vorba de 1,7 miliarde de lei noi pe an, deci 150 de milioane de lei noi pe lună, deci vreo 30-35 de milioane de euro pe care îi pierdem în fiecare lună de la Comisia Europeană, pentru că în loc de 95% cofinanțare primim doar 85%. Deci dacă vreți primul calcul al acestei supărări a președintelui, 150 de milioane de euro pe lună pe care pierdem de la Comisia Europeană. De la FMI nu luăm bani, deci nu e un efect direct. Noi practic acum plătim banii împrumutați de domnul Băsescu și de domnul Boc în 2009. Domnule premier, ca să evităm această situație, ați încercat aseară, după ce a făcut declarația președintele Băsescu, ați încercat să-l sunați, să vorbiți cu el, ținând cont de faptul că există o cooperare. Bun, e prima dată când, de fapt, președintele își folosește funcția pentru a bloca în mod clar un proiect care nu ține de președinte. Bugetul aparține Parlamentului și e propus de guvern. Da, dacă credeți că este util, eu sunt dispus să merg la președinte cu bugetul, să îl rog să semneze. Problema este că președintele vrea să nu facem comisie de anchetă, ori eu nu pot să negociez așa ceva. Discutați totuși cu președintele legat de memorandum, pentru că aici vorbim de memorandum, este un tratat internațional, președintele României are toate atribuțiile pe politica externă. Ce atribuții externă. Are, domnule? El este cel care dă undă verde, practic. Asta e părerea dumneavoastră la postul B1. Până acum, haideți că dacă știți dumneavoastră răspunsul, nu mă mai întrebați pe mine. Până acum niciodată nu a fost negociat
vreun acord între Guvernul României și instituțiile internaționale de președinte, cu excepția situației de la începutul anului 2010, când într-adevăr președintele personal a negociat tăierea salariilor și a pensiilor și creșterea TVA-ului. Dar în rest, până acum, niciodată nu s-a negociat de către președinte un acord internațional, întotdeauna s-a negociat de către guvern și niciodată... Nu există în arhivă, dacă aveți dumneavoastră la B1 să-mi spuneți vreun mandat dat de președinte pentru negociere. Nu există așa ceva, nici măcar umilul Boc nu își lua mandat înainte, probabil că se ducea și el așa la acolo, dar nu există această procedură. Președintele țării își termină mandatul, noi avem un vot popular care ne permite să avem și majoritate parlamentară și bugetul întotdeauna a fost reflexia politică a programului politic. Noi așa am candidat pentru a mări salarii, pensii, pentru a face lucrurile respective. Nu putem să facem bugetul cum vrea președintele, că domnia sa pleacă și noi rămânem. Haideți în sală că mă așteaptă. Domnule premier, vrem să vă mai întrebăm un lucru. FMI-ul a anunțat că lasă la latitudinea guvernului noile taxe.